vârstă? În 52. Puțin mai tare. În 52 și aveam 16 ani. Ce înseamnă? Stai cu mine. În 1952, deci. La 16 ani, erați elevă. Da, elevă în fața de care unde două care am ceea. Prietena mea, Mariana Cacarino, uite, nu mai este. Împreună cu alte lucruri de noastre și care toți am ajuns mai tare, mai tare cred că nu pot. Bine, bine. Am fost arestat. De ce? Erau familii care rămăseseră fără niciun sprijin material, fiind închiși ca o familie. Și atunci ne-am gândit să ajutăm. La Balcioc ne vindeam lucrurile și cu bani au ținut să-i ajuta cu alimentul. Bineînțeles că între timp și când ne plimbam cu bicicletele, mai spuneam și mai peste, rugând românii să se trezească și să nu mai îndure tot ce îndura. Personal am îndurat băgarea din casa noastră, care se cinci încăpezi, ne-au lăsat în două și în trei au introdus chiriași străini, printre care una și alte date. Asta înainte să mă aresteze. Deci, vă imaginați dumneavoastră câtă frică ne era și să vorbim între noi. Am avut rude care au fost închise, rude care nu s-au mai întors, altele s-au întors. Și am căutat în acord la sine. Printre listele celor de educație, ne-am găsit. Deci, au aflat și ne-am arestat. Ulterior, în 2006, am descoperit cine ne-a trădat. Eu personal am iertat. A fost Cornel Todea. L-am mai văzut la televizor, dar nu știam decât numele de Cornel. Care e Cornel Todea? Da. Cornel Todea? Extraordinar. Dar a fost în Casa Vencu, articol, una dintre prietenele mele, s-a dus reclame la toate ziarele. M-a dat pe mine că aveam computer. Asta a fost după 90. Eu n-am luat soajul și am fost la altă, să dăm uitări. De unde am știut? Am știut citindu-ne. Eu dosarul, nu personal, la n-am avut în cap ce spus, că mi s-a spus că sunt kilometri de dosare și când va ajunge și la meu, o să mi-l aduc. Și am văzut dosarul de trimitere în judecată la tribunalul militar. Aia am văzut. Am căutat, deci fac o paranteză, am căutat în acel dosar, care de fapt nu era unul singur, erau 5 dosare, că era al tuturor celor 12 copii care au fost închiși. Deci fetele învățau dimineața la Caragiale și băieții învățau dimineața. Și erau toate declarațiile fiecăruia dintre acești 12. Deci asta erau atât de multe dosare care însumau 990 de foi. Mi-au trebuit 3 zile de dimineață și până la 5. Ca să răsfoiesc fiecare foaie, am vrut să văd și eu ordinul cu care am fost eliberată. N-am văzut nici cel de arestare, n-am văzut nici cel de eliberare. Închei paranteza și mă reîntorc. Deci, am fost luată din fața casei, sub pretext să dau o declarație despre un coleg. N-am făcut nicio legătură cu absența Marioanei de la școală. Ea a luat-o din natură pe noi la urmă de iunie. După câteva zile, fiind un prieten, am trecut pe la ea. Din mansarda imobilului pe care locuise când era mică, deci din imobilul respectiv, era mutată la mansardă. Am reușit să pătrund în casă, adică imobil, și cerând informații despre Marioanei, am văzut că nu mai locuiește acolo. Dar nu mi-a spus că a fost arestată. De fapt, ce-au făcut? Și din mansarda aia nenorocită, au mutat-o. Au mutat-o împreună cu mama, bunica și bunica într-o stradă fără. Pasă pe cea de speranță, ca vizitată pe internet. Deci nu mi-a spus că e arestată. Am făcut legătura abia când m-a arestat pe mine.
că m-a tot întrebat cine a mai fost în grup. Evident că spuneam cum să denunț colegi. N-am înțeles niciodată cum oameni și au făcut denunța unii pe ce. E adevărat că nu m-au văzut, dar m-au săpâit cu întrebări zi de zi, timp de două luni și ceva, aproape două luni jumătate. Mama m-a amenințat că dacă nu spun, o să stau în sfârșitul vieții. Și le-am răspuns senină că nu știu. Și dacă le e frică de mine, înseamnă că au ajuns rău de tot, că le e frică din copii. M-au expediat jos la subsol, unde eram pe 11 iunie, am aflat mai târziu pe niște candidate, să știu. Auzeam eu clopotul de la patriarhie, dar nu știam unde să nu aveam GPS. Și... deci, după 2000 și ceva, m-au expediat aici, aici, în Gicapa. Nu eram într-o cameră ca asta, eram într-o cameră ceva mai mare, cu friciuri jos și sus, pe o parte și pe alta. Când erau, cred că, 28 de femei. Albe Cavaru, mai târziu am aflat, că una se numește Canta Cusino, alta se numește Gica, alta se numește Sturza și mai departe nu mai știu. Trebuie să vă spun, acum am venit cu cele două colege și prietene din grup, nu cu Marioana. Am înțeles de ce nu și cu Marioana, fiind două camere numai de femei, ea a pus-o în cealaltă cameră, pentru că acolo unde eram noi era o cantacuzină și să nu se întâlnească mătușca cu nepoată. Deci de asta am fost separată de data noastră, când am aflat că există o cantacuzină în cameră. Și deci așa s-au spus cele două luni jumate când am venit la Gicapa și acolo am văzut cele două colegi. Până atunci am stat cu câte una, că era o cameră la securitate, o cameră, o celulă. Nu acum două, cu patru trapus, două piciuri, n-aveam fereastră, era o ușă mare, groasă, din beton, un bec care lumina zi și noapte și această ușă era întredeschisă, cam așa, ca să pătrund aer. Când circula cineva pe coridor, ni se trânteau ușile, când se intera coridorul, ne deschideau ușile ca să putem să respirăm. Deci, în noaptea de 23 august, probabil au făcut atâtea arestări încât n-au mai avut loc, ne-au expediat la Gicapa, unde v-am spus că m-am întâlnit cu cele două ori. Acolo ne-au căzărit, ne-au dat ultimele trei locuri, priciul respectiv, care era cu saltele, evident, subțiri, saltele murdare, jegoase, fără pernă, fără ceașaică, dar nu ne-a hărățit, doar o rogojit. Fiecare avea o cameră și o singură, nu ne-a dat o singură cameră și o singură figură, dar camera noastră avea o gaură. Noroc că rochița de plajă pe care aveam, am avut busunar și am avut o batistă. Și aveați o singură gamelă la trei persoane. Da. Și luam fiecare cu lingura și pasam lingura colegii și tot așa. Cea de alături, luna masă, scoteam din gărgărițele. Eu îmi puneam ochii și luam lingura, așa cum se numea. Și ce ne dădea de mâncare, dimineața era trepciul la care ningeam gamela, care gamela nu s-a făcut niciodată, nu avea hap. Am uitat să vă spun că vis-a-vis de locurile astea cu Grocoșina erau două tinete despărțite de restul camerei printr-o rogojită, dar nu de sus până jos, ci numai la nivelul, să nu ne vadă nimic. Inutil să vă spun ce lucrare era. În sfârșit, dar nu mai simțeam rogojită. La prânz ne dădea o supă rare și pe capul ei și dimineața primeam un sfert de pâine care trebuia să ne rugă pe toată ziua. Și Stepa ne dădea, mi-ai lipsit doar capa. Trebuie să vă spun că eu și astăzi fac o lipa, nu din alba ca știu, că și așa s-au spus zilele, așa cum a spus și domnul, din când în când ne scotea în cerc să ne plimbăm cu mâinile la spate și cu interdicția de a vorbi. La un moment dat, prietena din față, Mariana Curescu, a strănutat. Și eu i-am zis, fără să mi-aduc aminte de poruncă, am zis cu sănătate. M-a scos din și m-a dus în cameră. Cine? La cea? Erau destul de care erau în cameră și le-a zis, mă, de-a fost
Am rămas pe chiloți, mi-a sunt 12 sandalele, a zis vino cu mine. N-am mers mult, dar lângă camera noastră era o celulă, care era de fapt calci. Am deschis și a zis sigur. M-am uitat în ochii și am zis, e întuneric și nu pot să le șoarece. Puteți crede că m-a lăsat înapoi în cameră? Deci, am găsit și am venit. Și n-am așteptat când au venit colegi. Nimeni dintre persoanele adulte nu vorbea cu noi. În primul rând, când aveam voie să ne deplasăm așa cu cameră, dar pe șoc, nu te mai discutam, ne mai strecuram. Nu vorbeam. Mai târziu, după ce s-a convins că în fiecare secundă ieșeam la ce numit era. Venea gardiana și întreba cine este la raport. Nimeni nu scotea o vorbă. Nimeni nu vrea nimic, nici chiar colegele. Și eu spuneam că vreau eu. Apărea directorul Cristor, un tip înalt, slab, nevicios, n-am avut teamă că nu știu cum au dat ceilalți, nu trebuie să-mi dat ceilalți. Și poate ea, care nu am avut și m-a întrebat ce vreau. Evident că nu trebuie să mă hibereze, că am conduță pentru toate. Dar dacă am văzut, nu vreau evident. Deci eram o gamelă pentru fiecare, o lingură pentru fiecare, o saltea pentru fiecare, un pătură pentru fiecare, că avem toate o singură pătură. Să știți că acum e foarte cald și acum e tare cald. Atunci a fost un octombrie îndrăgăsitor de 32. Și ne era atât de fric și om. Colegele mele tot într-o altă roche de stampă. Puseseră toți adulții. Rămăsese toți săraci. Ne-am avut norocul că tata era inginer și deci câștiga bani. Și aducea bani în casă. Mama murise, mai bine că a murit, că n-a văzut că de-a luat tot. Vie, proprietăți, dar casa în care a locuit. A fost nimic. Și după aia ne-am mutat pe fiecare, adică pe fiecare, pe tata, pe sora mea și pe bunica, în două camere. Deci, camera care fusese a mea, în care aveam pian, în care aveam biroul meu s-a dus. Odată cu absolut toate lucrurile care le-am lăsat acolo, că în două camere nu aveam cum să ne luăm absolut tot. S-a rămas așa cum am plecat. Am luat numai hainele. Deci, aici în închisoare am stat cu aceeași rochie, cu aceleași lenjuri, adică mai bine zis numai chiloți, pe toată detenția. Ieșind în fiecare sâmbătă și cerând același lucru și directorul ne dându-mi niciodată nimic, nici nu-mi răspundea, se uita așa, fără să mă vadă. Dar eu vorbim și în fiecare sâmbătă țineam spiciu. Au început să prindă curaj acele doamne în vârstă. Și a venit una care era chiar o contaguzină și mi-a spus că a aflat că eram în grupul respectiv și mi-a zis, fetițo, nu-ți mai răci gura, taci. Vorbește când vor veni cei de la minister. În cameră, dar poate vă plictisesc. Să încerc să vă scurtez. Nu, ne plictisesc alții, nu dumneavoastră. Și pe mine. Dumneavoastră sunteți o bijuterie, spuneți. Și a venit și ziua. Când ne-a anunțat că era frig, frig și stăteam unii întinși. Aici s-a spus că stăteam în picioare, că noi am avut trecere ca să ne lase. Purtați. Și stăteam unele între altele să ne încălzim. Aveam în celulă niște femei care protestaseră că eram 52, începutul colectivizării. Și erau de pe în jurul Bucureștiului și nu au vrut să-și dea prietății. Și au ieșit cu furcile. Au fost declarate și ele deținute copii și au fost băgate cu noi. Niște femei dornice să muncească, țipau că vor să muncească. Fie spus, norocul nostru. Ele erau cele care cărdeau chinete. Noi eram prea copii și prea tine și n-aveam forță. Mintiți-vă, 33 de persoane care se eliberau cele două chinete o dată pe zi. Deci erau foarte pline. Puneau așa un băț și țineau una de un cap, una de altul. Norocul erau 6 de astfel de deținuri. Ce mai făceau? Mai dădeau pe jos? Era, cred că era ceva ce aici încă ne duc. Și dădeau cu catrag ceva neduc de jur împrejur. Când au strigat, sculați-vă, bineînțeles că am sărit din pat, ascultând ce ni se spune.
picior era gol în sandal. Și sandalele erau jos. Am sărit, dar în loc să sar în sandal, am sărit în nenorocita aia de... pe care o trăsese, care era încă udă, umedă. Bineînțeles că m-am mâzgărit. Preocuparea mea era acum la 16 ani, o scuz pe cea de 16 ani, mă preocupa atât de tare piciorul, cum să mă șterg, că n-aveam pe ce decât rochia mea, că n-aveam pe ce. În perioada asta am uitat să vă spun că nu ne-am spălat decât la jgheabul când ne duceam în curte. Și atunci ne spălam cu apă fără săpun și nici nu ne ștergeam când aveam de ce. Deci aia era singura sursă de a ne spăla. Asta din când în când. Și iar mai fac o paranteză. O dată pe săptămână, tot la cererea celor femei, ne scotea la spălătorie și spălam. Ce spălam? Erau ceașafuri pe care ni le dădea nouă celor trei fete și ele spălau indispensabil bărbătești. În niciun caz nu erau ale deținuților. Bănuiesc că o fi fost cazați cei care ne păzeau. În sfârșit, în ziua aia, în care era ceva mai bună, gardiana stătea lângă noi și mânca bunătățile ei. Colega de lângă mine pișurea o lacrimile poftind ce mănâncă aia. Mie mi se făcea scârbă de ce mănâncă, dar ea plângea că vrea și ea de acolo. Și după ce spălam acele rufe, ne dădea voie să ne spălăm și noi. Stau și acum și mă gândesc pe ce ne ștergeam, că nu ne ștergeam pe nimic. Cum ne uscam? Iar nu știu. În sfârșit, a trecut. Deci, mă reîntorc. Deci îmi spuseseră deținutele alea să vorbesc când a venit cineva. Și au venit. Când au venit, m-am spus că mi-am băgat piciorul în comedia care era mâncărit pe jos. Au deschis ușa, au întrebat cine are ceva de spus, ca de obicei toate au tăcut, iar eu eram preocupată de călcâiul meu. Cum mă șterg? Cum rămân eu așa? Da. Și-au plecat. Când au plecat, s-au tăvărut pe mine, fetiță, o șansă a vieții tale s-a dus. Ha? Nicio problemă, m-am pus cu pumnii pe ușă. Ușa era de metal, era la subsol, să știți că era mai jos decât aici, aripa femeilor cu cele două camere, și era un coridor lung și s-au auzit bofetele mele. A venit gardian ca ce vrei, să vină înapoi, că am ceva să le spun. Da, da, mi-a zis și eu, chiar am crezut. Dar între timp am luat lui Dumnezeu să-i întoarcă înapoi. Una dintre și văd fereastra, zic, poate vine pe la fereastră, că pe la fereastră trecuseră. Aia zice, nicio șansă, se duc direct la bărbați. M-am rugat cu Dumnezeu să-i aducă înapoi. Puteți crede că au trecut înapoi, în anul ăla, nu s-au dus la bărbați. Au trecut înapoi și am strigat. Era mult mai sus, ochii mei erau îndreptați în sus, aici înalt. Am strigat, stați că vreau să vă spun ceva. Nu-mi făcusem niciun plan ce o să vorbesc. Dar din tot sufletul am strigat, am început școala, vreau la școală. Cel mai mare dintre ei, mi-am dat seama că el, pentru că directorul închisori l-a împins și zicea să mergem. Cred că atunci când s-a deschis ușa și eu am tăcut, eu cred că el, și necredincios, dar era, s-a închinat că mi-am ținut gura. N-au noroc. Și a zis, hai să mergem. Și el a zis, nu, stați să vedem ce vrea. Atunci am strigat, vreau la școală. Că s-a început școala. Și m-a întrebat, câți ani am? Am spus că 16. Și zice, în 3 zile vei fi acasă. Eu, pe dată, i-am răspuns că nu cred, dar stați, că mai vreau să vă spun. Și am început de-a capul, cu lângă gamela, cu lingura, cu salteaua, cu păsurile care erau, cu spălatul, cu vată, cu, mă rog, toate. La care mi-a zis, în 3 zile veți fi acasă. Dus a fost. Nu cred că au trecut mult, ceas n-aveam, dar n-a venit masa. Ceea ce înseamnă că a fost destul de devreme. Au venit 3 saltele, așa erau de înalte, pentru că fiind cu paie și paiele neteșite, erau așa. 3 camere noi nouți și 3 linguri tot noi nouți și 3 pleduri. Am zis, tot am obținut ceva. Ne uitam la celelalte deținute de sus, alea săracele erau pe jos cu saltelele alea teșite. Am mai trecut după masă câteva ore, s-a înserat. Și a venit să ne cheme la raport, iar cu ochelari negri am trecut prin coridoare, care, nu coridoare, prin curte care treceau pe lângă camerele deținuților bărbați.
și ochelarii erau ei acoperi, negri. Dar aveau totuși așa cupa, dar uite, putea să uiți. Și bineînțeles, curioasă fiind copil, vrea să văd. Mă uitam așa și ce-am văzut? Erau așa ca fumătorile, dacă știți cum erau ca fumătorile în care străbunii noștri puneau carne la fumat. Așa erau de mici, din lemn. Jos se vedeau picioare cu lanțuri, iar sus erau mâinile lor ridicate și se îngărneau. Că de-aia m-am uitat, că zâmbetele, ei auzeau, ne dădeau saboți și aia făceau zgomot. De ce saboți? Că era udătură pe acolo. Și deci am văzut ororile alea de care spunea Domnul. Deci, scuze, o să vreau să întrerupem un pic, ca să mergem și în cealaltă celulă. Da, măi, dar eu v-am spus că... Și să continuați acolo, dacă păi se da poate. Păi, dar de ce? Măi, cum? Haideți că continuăm acolo. Dar că... nou, dar de ce? Eu de la început am rugat-o, am rugat-o pentru întrebarea asta. Știu, dar continuăm acolo cu toții. E și mai mare celula. Da, acolo da, da. Da, continuăm acolo. Haideți. Mă iertați că am întrebat. Nu, dar...